Atenție! Din partea lui sponsor! Pentru mama, la toți nepoții! Și pentru frățiorul ei, pentru Donica! 9 milioane! Ia mă ce spune! Fii gioia pentru toți copiii ei și nepoții ei care au rămas îndurerați pentru cea mai bună mamă din lume care și-a crescut copiii singurică și a avut grijă de ei și se ruga pentru ei zi și noapte să-i țină Dumnezeu sănătoși și bine. Și ei la rândul lor, când veneau de afară din străinătate, prima dată trăgeau la măicuța lor să-mi întrebe dacă e bine. Pentru fiindcea regina familiei, șefa. Și din partea lui Tuicaru, pentru mătușa lui, pentru fiindcea și pentru măicuța lui scumpă, care nu va uita niciodată, care se întâlnește cu fiindcea. Iauzi! Ia-mi ce spune! Of, puii, mami, puii mei, mama, v-am crescut de mititei. V-am crescut, v-am legănat, of, v-am crescut, v-am legănat, de lângă voi am plecat, oh. Of, pui, mami, pui. Mai mama, v-am crescut, da-mi tine. Mama, v-am crescut, v-am legănat. V-am crescut, v-am legănat. La mine v-am învățat. Ia uite ce zice vorbele astea. Bineînțeles pentru copiii lui Ficioia, pentru Edison, pentru Remus, pentru Kleiner, și pentru Danemarca, pentru Londra. Iauzi. Ce spune? Iauzi. Doamne, la tăcea când pierzi o mamă, măicușoara mea cea dragă, măicușoara mea cea dragă, m-ai ferit de foc și apă. Ia uzi vorbele astea. Of, mama, of, mama, of, mama, cea mai scumpă mama. Of, măicuța mea, of, regina mea,
mă doare inima, mai cu soara mea. Auzi ce vorbele asta. Ce zice fiul? Vă spun o vorbă cu dorit. Vă spun o vorbă cu dorit. Of, vă spun o vorbă cu dorit. Să-l aud băie din somnii. Filmez și noi și botez, duram zile. Să-l aud băie din somnii. Puțin bolnăvior de bateloan Amis, pentru tăicuțului, pentru Elvis și pentru mătușa Pinceaia. A morți? Într-un cuvânt am zis de zi, câte două. Vă spun o vorbă cu dorii. Vă spun o vorbă cu dorii. Să aveți grijă de Edisonii. Să aveți grijă de Edison, că e puțin bolnăvior. Știe Dumnezeu din cer că a murit cu foc la el. I-auzi, i-auzi. Of, Dumnezeule din cer. Of, ce supărat e că l-ai pierdut. Of, că el plânge zi și noapte. Domnul ăsta și plânge zi și noapte. Știu că rămos nu mai poate. Știu că rămos nu mai poate. Atențiune, de la tătă, pentru cea mai scumpă mamă, pentru măicuța lui scumpă, Vinceaia. Noi cuvinte pentru cea mai miloasă mamă, pentru doamna Fincea și pentru copiii ei care sunt cei mai îndurerați, care au pierdut comoara vieților, băicuța lor care le-a crescut de mici fără tată și au stat lângă ei și le-a dat numai povețe bune și ei acum pentru datorită ei sunt cei mai îndurerați. De partea lui ministru, pentru mătușa Pinceaia și pentru tăicuțului, pentru bătănaș, 2 milioane. Uitați-vă și gata, dacă vă dați mai mult și gata. I-auzi, voi suferiți cum ar veni. Supărarea la copii.
supăr ceva. Simt prima mama mea. O mamă, poate simți supăra la copii când mă supără ceva. Prima simte mama mea. Spun o vorbă de când era mic, ca mama mea nu e nimic. Vorbele astea noi pentru ficioani și pentru copiii ei, cei mai îndurerați. Spun o vorbă de când era. Of, nici Marea, nici Dunărea nu vindecă rana mea. Numai mama, dacă vine, ea vindecă rana în mine. Mama-i tot ce am pe lume, mama-i tot ce am pe lume. Putranele pentru tăicuțul lui și măicuța lui. Ia-o-s. Și toți verii lui și toți frățiurile. Ia-o-s. Atențiune! Să mă repetă primele vorbe. Pentru Remus, Kleiner și Edison și pentru fetele ei, cele mai noi vorbe. În 100 de euro din partea lui tătă. Pentru mătușa lui, pentru fâncioaia și pentru măicuța lui scumpă. Dumnezeu să ne ierte pe amândouă. Femeile care ne-au dat viață și noi la rândul nostru, dacă mai sunt în viață, trebuie să le respectăm. Dacă nu, trebuie să le plângem toată viața. Ia-uzi! Vorbele astea. O mamă, poate simți supăra la copii. Of, când mă supără ceva, prima simte mama mea. Nimeni pe lume mai mult viață.
mama la mine. Nici copilul care-l crești, nici nevasta ce iubire. Am o vorbă de când era mic, ca mama mea, nu e nimic. Unde pune mâna mama mea, ia-mi minte, clara, mamă scumpă, mamă dragă, mai ferit de foc și gafă, te lasai fără mâncare, te lasai fără mâncare, ca să-mi cumperi mie țoare, ca să-mi cumperi mie țoare. De bata lui Luis, pentru toți nepoții și copilul Fâncea, a fost o șefă și o legendă pentru tot neamul ei. Pentru tot neamul ei, de la A la Z, 2000 de ani din partea lui Luis. Din partea lui, tata. Din partea lui Edison și Remus pentru frățiorul lor, pentru Kleiner, ca să nu-l lasă că-i mai mic. Ia uzi, 100 de euro! Din partea lui Achim. Pentru frăților lor mai mic, pentru Kleiner, care nu-l lasă niciodată. Și din partea lui Achim, pentru toți unchiului, pentru mătușa lui și pentru tăicuțului Elvis, 2 milioane. Ia uite ce zice în ceaia. Ascultați, băieții mei, ascultați, puișorii mei, of, știa Dumnezeu din cer, voi să nu lăsați pe Kleiner. E frățivorii mai mic, e frățivorul mai mic, să nu lăsați necăjit. Auzi. Și spun o vorbă cu dor, lui Remus și Edison, auzi să nu lăsați pe Kleiner și să aveți grijă de el, că e fratele mai mic, să nu lăsați necăsit. Și spun o vorbă cu dor, nu lăsați pe Edison, că e puțin bolnavior. Ia-uzi, ce zice în ceaia Dumnezeu să iertă. Auzi, s-a avut de țigănia, s-a avut la vorba mea. O, s-a avut la vorba mea. Când venea băieții mei, care mă mândream cu ei, când venea de undeva, ei trecea la casa mea. Mama mea, o, fă că tu ești regina mea.
Ia uzi. Având și Kleiner, al meu mai mic. Doamne, știu că este necăzit. Atențiune din partea lui Kleiner. Pentru frățiorul lui, pentru Edison și Remus, care sunt cei mai necăziți, și să nu se despartă niciodată unul de altul, să țină aproape, ca așa e dorința lui măicuța lor, 10 milioane din partea lui Kleiner. Ia uzi! Ce zice vorba asta atunci? Am o copilă și mei iubiți, voi mereu să fiți uniți, voi mereu să fiți uniți și să nu vă despărțiți. Of, copilă și mei iubiți, și să nu vă despărțiți, și să mă iubiți ca frații, nu cum să dușmănesc ca ții. Tot din partea lui tătă, de la Remus, de la Remus 100 de euro pentru frațile. Ce zice Remus? Ascultă, măicuța mea, mai mama, jurul pe tinerețea mea, trec prin apă și prin foc, și frații nu-mi las deloc. Mama, eu mă jur în fața ta, trec prin apă și prin foc, și frații nu-mi las deloc.